Ce s-a făcut, nu ne mai interesează, nu mai judecăm. Pentru că la masa asta, masa deciziilor, nu are costuri, este rotundă. Așa trebuie, doamnă, să gândească. Dar multe proiecte au fost blocate sau întârziate din cauza lor, pentru că au votat împotrivă tot timpul. Trebuie să înțeleagă un singur lucru. Doamne, trebuie să, pentru interesul comunității, trebuie să ne întâlnim și să, de asta ne trimis oamenii acolo. Și să luăm decizii comune, că nu ne luăm pentru interesul nostru individual. Ne luăm pentru comunitate. Ori ce înseamnă primarul? Primarul orașului, gospodarul orașului. Primarul orașului nu e ceva cu forțe supranaturale. Deci el este gospodarul orașului. În limita posibilităților legale și bugetare. Dar domnul ministru, luați-mă în ceva dumneavoastră. Drag. Și n-aș vrea ca să aveți nevoie, nu vorbesc despre noi, aveți nevoie de oameni care să încerce să schimbe ceva. Nu sunt foarte, nu e vorba de propagandă politică. Deci, aici e vorba de administrație publică. Exact. Politica se face doar așa, în campanie. În rest trebuie făcut administrație. Vreau să vă spun că eu am suferit, sunt la ședința Consiliului Local, aprobe pentru tine acel premiu simbolic care însemna ceva. Înseamnă că noi trebuie să ne gândim deopotrivă și la acel lucru, pentru că sunt un segment important și nu ne gândim la electorat. Deci nu mă gândesc la lucrul ăsta. Omul a muncit cândva pentru orașul ăsta și acum are nevoie de sprijin. El la rândul lui e sprijinit. Dar noi trebuie să ne uităm întotdeauna înainte. Ne raportăm la trecut, la lucruri de bune, dar trebuie să fim strategi. Deci cine nu are viziune și pentru strategică, nu va face nimic. Domnul Săinu, succes! Vă aștept? Sigur! Sincer, vă aștept! Nu, eu chiar... Bine,